se bucure că și în acest an am sărbătorit și am marcat Ziua Națională, Ziua României, printr-un eveniment cultural. Consiliul Național a adoptat această sărbătoare a tuturor românilor în modul care a fost astăzi. Pot să spun că sunt foarte mândru cu ce am făcut noi ca orchestră, vorbesc, nu ca eu personal, în acest an, deci în ciuda pandemiei și a tuturor, știm, problemelor care au fost, am reușit, iată, ăsta e al patrulea concert în acest an care îl facem. E o seară minunată, pe mine personal mă impresionează și tot timpul favorizez apariția tinerilor și în orchestră și ca soliști. Considerăm că lor le aparține viitorul, de aceea și Consiliul stă în spatele și astfel de acțiuni și furtor fi sprijiniți și ajutați din partea noastră. Impresiile sunt foarte bune, o seară, o revelație culturală, ăsta sufletească, un concert foarte reușit, o orchestră care are un mare entuziasm, toți membrii orchestrei văd că cu multă însuflețire îndeletnicesc această minunată, să zic, muzică populară românească, cea mai frumoasă din lume.